Avem doi câștigători, ambele filme la care, ambele scurtmetraje la care ne-am oprit noi sunt scurtmetraje care spun povești despre comunități mici, obișnuite să trăiască din natură și perspectivele lor sunt diferite. The first film we chose was Frontera Invisible. Zine ceva. Era foarte important pentru noi ca filmul ăsta să aibă impact, în primul rând, în Columbia, unde se întâmplă toate lucrurile astea, lumea soale, și, în al doilea rând, asupra politicilor europene. Vă pot spune că premiul ăsta și celelalte premii pe care le-am câștigat o să ajute cumva filmul să aibă un impact mai mare și la nivel politic, și la nivel social și de mediu. The other film we chose was La Pesca. Premiul secțiunii Black Sea Dogs merge către un film care te emoționează, te intrigă și te bucură. Un film intens, creativ, surrealist și curajos, la fel ca protagonistul filmului, Ion Barbu. Vorbim de Planeta Petrila. Nu știu cum să mă transform în Andrei Dăscălescu ca să vă satisfac. Pentru că meritul este al lui. Este un travaliu lung de 4 ani de zile a acestui regizor. Iar acum trecem la competiția de lungmetraje. 100% art, like a string of pearls, together a necklace in the shape of a question mark. The bells ring. The award goes to Zona Franca. I'm very touched because I like very much the festival, and there is some kind of energy here that in the people that give de l'envie, give me the desire to make other movies, so it's great for me.